Stimați telespectatori, iubiți prieteni, mă bucur să fim împreună, să avem continuitate în lecțiunile pe care le-am cercetat până la ora actuală din întâia epistolă a lui Pavel adresată Bisericii din Corint. S-a pus problema că oricine mănâncă pâinea de la împărtășire și bea paharul Domnului în chip nevrednic, se face vinovat de trupul și sângele Domnului nostru Isus Hristos. Și lucrul acesta este foarte grav, mult mai grav decât ni l-am imaginat noi, într-un anumit fel, trecând cu superficialitate peste subiectul acesta. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și acum consecința finală. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Pentru că oamenii nu se cercetează, ci mai degrabă au tendința să-i judece pe alții. Există aici o deficiență la foarte mulți dintre creștini când cunoaște viața unuia din comunitatea respectivă, că nu este în ordine și îl vede că vine să se împărtășească, are tendința să-l judece în inima lui și să spună, uite omul acela, eu știu cum trăiește, eu știu ce păcate face și totuși vine să se împărtășească. Aici se face mențiunea, fiecare să se cerceteze dar pe sine și fiecare răspunde în dreptul lui, pentru că în adunare nu poate exista un sistem de constrângere sau de restricție prin care omul să fie obligat să se supună. Am cunoscut un caz special la Chicago, unde un om care nu avea nicio legătură cu viața spirituală venea la biserică și se împărtășea. Cei care erau răspunzători de lucrarea Domnului i-au atras atenția, așa, cu gingășie, pentru că era cunoscută viața lui de căzută. Și el a spus, dar mie nu-mi puteți porunci, nu-mi puteți interzice. Și m-au întrebat frații bătrâni, ce să facă cu omul acesta că nu se supune? Păi biserica și slujitorii nu sunt așa ca o instituție care e păzită de polițiști. Dacă nu vrea să asculte recomandarea să se abțină de la Sfânta Împărtășire, dacă nu trăiește în regulă, în ordine, nici cu familia, nici cu semenii și avea probleme deosebite omul acesta și erau cunoscute. Răspunde el înaintea lui Dumnezeu. I-ați mărturisit, i-ați atras atenția și din punct de vedere biblic i-ați dovedit că nu-i recomandabil să se împărtășească până nu se pune în ordine cu viața. Așadar, nu vă mai faceți probleme dacă vine și se împărtășește, acum nu vă scandalizați voi, pentru că Duhul acela de nesupunere poate să treacă și sub formă de scandal acum între cei credincioși. Nu aveți altă măsură de luat, că nu-l puteți izboni din biserică. Biserica este un loc public unde oamenii se adună să se închine lui Dumnezeu. Și în felul acesta se face aici o referință. Din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi. Am colindat bisericile în 63 de ani și am vizitat și alte zone din Europa și de aici, din America, și nu am găsit nicio biserică unde să nu există cineva bolnav. Peste tot. S-ar putea naște judecata în mod firesc și Dumnezeu nu ne permite să facem asta. Sigur, a păcătuit, de aceea e bolnav. Se mai întâmplă și faptul necesității disciplinării unui creștin pe care Dumnezeu vrea să-l curățească, să-l facă părtaș sfințeniei lui printr-o anumită disciplinare, să treacă printr-o boală, printr-o suferință, printr-o criză, fie chiar și de ordin financiar așa acută, încât să-l pună într-o situație să-și pună cu seriozitate întrebarea care este motivul pentru care îi se întâmplă lucruri ieșite din comun. Însă, Nouă nu ne este permis să-i judecăm pe alții, fiecare să se cerceteze pe sine. Și pentru că nu se cercetează pe sine, din pricina aceasta, mulți sunt bolnavi printre voi. Și mai face o mențiune. Și nu puțin dorm. Doar nu este vorba de cei care adorm pe bănci, că sunt așa de obosiți, extenuați și nu pot să se concentreze asupra serviciului divin din cadrul comunității și îi prinde somnul pe bancă. E un lucru foarte neplăcut. Dar apostolul Pavel nu vorbește despre un asemenea somn. Mulți dintre voi sunt bolnavi, sunt neputincioși. Nu sunt în stare de niciun lucru bun. Când e vorba să meargă la închinare, nu poate are o durere de cap, îl doare stomacul, e obosit, rămâne acasă și își găsește argumentul. Te poți închina Domnului ori și unde că te ascultă. Numai că aici se constată o neputință. Oamenii nu mai sunt în stare să se încadreze în programul lui Dumnezeu, ci dau semne de oboseală și dau semne de slăbiciune și sunt neputincioși. O, Doamne, Scoate-ne din această neputință, că și noi am picat de atâtea ori în situații extreme, unde, pentru lucruri mărunte, nu ne-am mai dus nici la Sfânta Împărtășire. Am avut o mică discuție cu cineva în contradictoriu, o, încă lucrul acesta e bun dacă mai simți nevoia să te reculegi și să-ți rezolvi problema, să te împaci cu cel cu care ai intrat într-o anumită situație neplăcută. Dar aici este vorba despre altceva. Mulți dintre voi sunt bolnavi și nu puțin dorm. Și de câte ori Apostolul Pavel vorbește despre somn, despre somnul acesta se referă la somnul spiritual și nu puțin dorm. Dar se mai referă și la somnul care se înțelege prin trecerea peste pragul morții. Mulți au fost pedepsiți, au fost pedepsiți cu boli aspre, incurabile și au trecut peste pragul morții. Și nu puțin sunt cei care au murit pentru că au nesocotit lucrarea lui Dumnezeu, pentru că au disprețuit Sfânta Împărtășire, pentru că nu au fost în relații bune nici cu cei de la biserică, nici cu cei de acasă. Și în felul acesta considerăm că este un avertisment foarte categoric pentru toate categoriile de creștini și bineînțeles că ne include și pe noi. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Deci nu puțini au trecut și peste pragul morții în urma bolilor și necazurilor pe care le-au avut. Și acum mai există încă o cale de ieșire. Ca și cum toți creștinii din Corint ar fi fost condamnați la moarte. Sau poate majoritatea covârșitoare dintre ei, pentru că mai erau și câțiva sfinți acolo care sclipeau de frumusețe, pe care Apostolul Pavel îi laudă la partea introductivă a epistolei sale și spune că nu le lipsește niciun dar. Și nu e vorba de daruri miraculoase după ce aleargă oamenii, dar erau oameni integri din punct de vedere spiritual și din punct de vedere moral, care puteau să ofere model din ceea ce spunea Apostolul printre altele. Noi trebuie să fim sarea pământului și lumina lumii așa cum a spus omântuitorul și cum Pavel a preluat acest adevăr, ducându-l mai departe în bisericile creștine. Și atunci există o soluție de salvare. Dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dacă ne-am face procesul de conștiință, atunci când într-o anumită incidență pe care nu dorim, ne-am întinat sufletul, printr-o discuție contradictorie, printr-o faptă săvârșită, printr-o relație care nu se încadrează în sistemul normal de relație pe care pot să-l aibă creștini între ei, atunci, dacă ne-am judecat singur, n-am mai fi judecați. Dacă ne-am face noi procesul de conștiință, ne-am recunoaște greșeala, lipsa noastră de a fi rămas la postul de veche, să ne recunoaștem, să ne mărturisim, să ne cerem iertare Domnului pentru faptul că am alunecat într-un moment de neveghere. Și dacă ne-am judecat singur și ne-am cere iertare, Dumnezeu nu ne-ar mai judeca. Dar Biblia spune și în Cartea Evreilor, în capitolul 12, se face mențiunea care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl. Nu cred că am scăpat niciunul fără să fim pedepsiți. și Dumnezeu de multe ori găsește cu cale să ne pedepsească, nu destructiv, ci doar disciplinar. Cu ce scop? Să ne facă părtaș sfințeniei Lui. Așa este cuvântul scris în Cartea Evreilor în capitolul 12. Scopul acestei discipline este să ne facă părtaș sfințeniei Lui, că nu ne putem lecui cu mijloace finuțe, cum am zice noi Că Dumnezeu, în dragostea lui, nu ne mai pedepsește, că suntem copiii lui. Da, Dumnezeu ne pedepsește și are dreptul să ne pedepsească în calitatea lui de Tată. Iar noi nu avem dreptul să cârtim ori de câte ori Dumnezeu consideră necesar să ne disciplineze. Dar dacă ne judecăm singuri, ne pare rău, ne mărturisim păcatele și ne străduim să nu le mai repetăm, atunci scăpăm de judecata și disciplinarea pe care ne-o aplică Dumnezeu aici spre binele nostru. Dar când suntem judecați de Dumnezeu, suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Extraordinar ce regim special ne-a acordat Dumnezeu tuturor copiilor săi. Lumea va fi pedepsită pentru păcatele ei la urmă, iar copiii lui Dumnezeu care nu rămân la postul de veche sunt pedepsiți la timpul prezent. Și zice că atunci când nu ne judecăm, nu ne facem procesul de conștiință, suntem judecați de Dumnezeu, suntem pedepsiți de El, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Să ne pedepsească acum și pe urmă să fim eliberați de greșelile noastre. Și aici iarăși un cuvânt pe care îl exprimă Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne ierte de orice păcat. Ce lucru minunat! Și aici se desprinde un adevăr important. Astfel, dar, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, N-are rost să ducă de mâncare la biserică și să-și mănânce propria mâncare fără să-l mai aștepte pe cel care vine fără niciun fel de alimente pentru că este sărac. Biserica trebuia să poarte grija săracilor, dar aici încă se mai constată niște deficiențe foarte grave în biserica din Corint, că unii nici nu aveau rația necesară pentru fiecare zi. Dacă este foame, cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați înspre o sândă. Și încă o dată, cine mănâncă pâinea aceasta din Sfânta Cuminicătură, din cina Domnului, din Sfânta Împărtășire și bea paharul Domnului în chip nevrednic, se face vinovat de trupul și sângele Domnului. Și aici urmează o sânda. Ea poate să fie mai ușoară sau poate să fie mai costisitoare, mai gravă, mai aspră. Și aici spune, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Păi te duci la închinare, te duci să mulțumești lui Dumnezeu, te duci să lauzi numele lui Dumnezeu. Și scopul participării noastre la biserică este să învățăm din legea Duhului de viață, să ne delectăm în poruncele lui Dumnezeu care au fost date prin Duhul Sfânt, prin intervedul Mântuitorului nostru Isus Hristos. Și dacă noi suntem certați, suntem mânioși, ne disprețuim unii pe alții, ne judecăm unii pe alții, ne vorbim de rău unii pe alții, avem întotdeauna de obiectat împotriva cuiva, ne luăm spre o sândă. Cât de important este lucrul acesta? Cineva ar fi vrut să minimalizeze importanța acestor avertismente pe care le face Pavel. Și a zis: Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Adică, nu să se cerceteze pe sine și să nu mănânce, ci să mănânce cu interpretarea superficială. Că poate să mănânce și dacă a făcut lucruri nepotrivite. Nu acesta este scopul fiecare să se cerceteze pe sine, să-și facă procesul de conștiință. Dacă soțul s-a certat cu soția înainte de a merge la biserică, să-și ceară iertare. nu niciun motiv de umilință pentru un bărbat să-și ceară iertare soției dacă a supărat-o. Dar același lucru să-l facă și soția. Ce bine ar fi dacă sistemul acesta ar fi aplicat în familiile creștine să o facă și copiii. Doamne, și câte motive mai oferă copiii întristându-i pe părinți. Și se duc la biserică și acționează și cântă și fac tot felul de lucruri în cinstea Domnului. Și ei au intrat în starea aceea de a fi socotiți în rândul celor nepregătiți, necercetați, fără să-și mai facă procesul de conștiință și să-și conștientizeze responsabilitatea pe care au față de părinți, și față de Dumnezeu. Doamne, câte lucruri sunt în care noi am rămas descoperiți. Trezește-ne la viața cea nouă. Lasă Duhul Sfânt să ne sensibilizeze în așa măsură încât să putem cunoaște esența problemelor spirituale și să nu le citim și să mergem mai departe, să facem teorie și lecțiuni teologice de înaltă clasă, fără să fructificăm în viața noastră această simplă Evanghelie mântuitoare, care ne duce la stadiul acela să ne putem bucura cu adevărat de mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu un dar. Celelalte lucruri, că au mai fost încă o mulțime de alte lucruri în Biserica din Corint, în ce privește desfășurarea serviciilor, în ce privește practicarea darurilor, în ce privește îndeplinirea slujbelor și în ce privesc darurile, și roada binecuvântată a Duhului Sfânt. Atât avea de lucru Apostolul Pavel, încât simte nevoia să se oprească aici și de data aceasta să spună în încheierea contextului cu privire la frângerea pâinii, celelalte lucruri care încă nu sunt rezolvate, le voi rândui când voi veni la voi. O, Doamne, ridică bărbați destoinici capabil să facă rânduială în biserici sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și Pavel se simte îndatorat ca o mamă bună care a dus pe lume niște copii față de care se simte răspunzător să le dea o educație sănătoasă, să-i crească sănătoși în credință pentru ca să devină utili în slujba lui Dumnezeu. Dar e foarte mult de lucru și foarte grea această misiune de foarte multe ori că cel mai greu lucru este să lucrezi cu oamenii. Atunci când oamenii sunt așa de înstrăinați, diversificați în modul lor de gândire, în acțiunile lor și în preferințele lor. Doamne, ajută-ne să putem înțelege acest adevăr. Și dacă până acum am luat în mod superficial această sărbătoare sfântă împărtășire, înțelegând că fiecare să se cerceteze pe sine, să o facem cu toată inima, cu toată dragostea, și dacă s-a evit un incident în mod chiar și involuntar, să rezolvăm incidentul acela, să ne împăcăm cu persoana cu care am avut o problemă nesănătoasă în discuție și să mergem la biserică cu inima curată. Și Ioan spune, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la el. Iar dacă ne osândește inima pentru un comportament necorespunzător în raport cu numele frumos pe care îl purtăm, atunci nu mai avem îndrăzneală. Și atâți creștini se duc la biserică și nu sunt în stare să se închine lui Dumnezeu să se bucure, pentru că au probleme permanente care nu li se mai termină. Eliberează-ne, Doamne, de toate relele care ne-au înconjurat. Și în învățătura aceasta din Biserica din Corint avem și noi un model, dar cu sensul negativ despre care Pavel, ca și toți ceilalți slujitori, ne amintesc să nu facem și noi greșelile pe care le-au făcut ei. Avem în continuare, acum, în capitolul 12, darurile Duhului Sfânt. În ciclul 6 s-a tratat problema darurilor Duhului Sfânt, dar pentru că am reluat cartea de la un capăt la altul, consider că este bine doar să facem o sumarizare foarte concisă în legătură cu darurile Duhului Sfânt, ajungând apoi la capitolul 13. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idoli, cei mai mulți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Nimeni nu-L poate recunoaște pe Isus ca Domn dacă nu este călăuzit de Duhul Sfânt. Poate să aibă orice fel de părere despre Isus, Că a fost un om înțelept, că a fost un om virtuos, că a fost un om cu foarte multă îndrăzneală, că avea multe daruri pe care și le-a folosit, dar, zic oamenii, nu se știe exact din ce fel de surse. Alții că spun limitându-se doar la un fel de personificare a ideilor sau o altă caracteristică, un fel de eon, o manifestare a divinității într-un chip miraculos, într-o lume vizibilă, unde oamenii trebuie să se limiteze doar la ceea ce văd și nu aceasta este realitatea, ci în dosul acesteia există adevărul adevărat. Câte păreri mai pot avea oamenii? Doamne, ajută-ne să avem o părere corectă. Despre adevărul Scripturii, despre valoarea lui Mântuitoare, despre persoana Domnului Hristos. Și în emisiunea următoare ne vom ocupa foarte sumar, foarte concis, despre darurile Duhului Sfânt din capitolul 12, deși, așa cum s-a anunțat și cum a fost comunicat anterior, ele au mai fost tratate încă o dată în ciclul 6 al lecțiunilor noastre precedente. Dumnezeu să rămână cu noi! Să ne sensibilizeze în continuare, să putem pricepe această taină, că problema credinței nu e o joacă de copii, ci este cel mai important lucru pe care îl putem face în viața noastră: să fim în legătură cu Dumnezeu, să fim în pace cu semenii noștri, să trăim o viață frumoasă, cum s-a mai subliniat cu alte ocazii. Așa, ca în timpul zilei, să nu ne rușinăm de tot ce vorbim, de tot ce gândim și mai ales de tot ce făptuim. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin!